Tell them that's a bad me, bitch in all your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies see my left and to the right, a little scary. Good boy, tell me, can you handle all like this derriere? Uh, a million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nikki. I'm really mom. Cut the check, I want all this money Seven up, go group the tech And leave all this bloody It's the queen and little mix Gated on, I'm sorry My daddy is in the yard All this curry mm.

Radio România Actualități este 11 și 35 de minute și așa cum am anunțat încă de la începutul emisiunii, astăzi la radio ajunge o specialistă a frumuseții este vorba despre doamna doctor Dana Gianu, medic primar chirurgie plastică, doctor în științe medicale, membru fondator și președintele societății internaționale de medicină și chirurgie regenerativă și al societății române de chirurgie estetică aseară când pregăteam interviul și încercam să caut cât mai multe informații despre dumneavoastră, mi-am dat seama că atunci când spui medic estetician, te gândești la chirurgul, omul care rezolvă de obicei uh, mofturi, uh, capricii, nu știu, am buzele prea mari sau am nasul prea drept, ar trebui să am vârful uh, ușor în vânt. Până la urmă, medicul estetician uh, înseamnă mult mai mult decât atât. Și aș vrea să, mă, să ne spuneți, dumneavoastră, practic, ce înseamnă să fii medic-estetician? În primul rând, trebuie să încep cu o mică ajustare, în sensul că, în comunitatea noastră de chirurgi plasticieni, nu mai suntem de acord cu denumirea aceasta de medic-estetician, deoarece această specialitate nu există în nomenclatorul. Din România și nici în nomenclatorul european. Din păcate, termenul acesta ar trebui să-l dezrădăcinăm. E foarte bine că vorbiți exact. despre acest lucru, pentru că, practic, noi, cei care nu avem contact direct cu toate denumirile și nomenclatorul de meserie exact, facem această, să spunem, confuzie greșită. Uh, nu, nu este o confuzie. Nu, nu, nu este o. Uh, nu, nu este o vina, vină a nu e o e o vina dumneavoastră, incompletă. ci doar este un termen care se vehiculează, dar se vehiculează mai ales de aceia care își depășesc competențele. Medicina estetică nu există, de fapt, pentru că aceste tratamente de chirurgie plastică estetică ar trebui să intre în această specialitate sau în alte specialități care se ocupă cu modificarea înfățișării umane pentru că de fapt aici este aici este esența că noi ne ocupăm și pe lângă chirurgia plastică se mai ocupă câteva specialități cum ar fi bă, chirurgia bucomaxilofacială sau chiar chirurgia orele sau chiar dermatologia care ar, ar fi îndrituiți să facă acest lucru în rest această umbrelă a medicinei estetice înseamnă și foarte mulți oameni de cele mai multe ori doctori, dar adesea și impostori care nu sunt medici, care um, își depășesc competența și uh, intervin asupra chipului. Și ați spus foarte bine punctul, pe I, aceste frivolități, de deseori le vedem în, în viața noastră de zi cu zi și ne șochează în mod, în mod neplăcut, pentru că probabil s-a intervenit de către persoane care nu aveau pregătirea necesară să asigure armonia, ca să nu mai vorbim de siguranța pacientului. Deci chirurgie plastică estetică, noi vorbim despre acești, această, această profesie, această specialitate care este cea mai îndrituită și cea mai pregătită pentru a schimba trăsăturile umane. Vă mulțumesc că ați adus aceste lămuriri și necesare. vă mulțumesc pentru această oportunitate de a face cunoscut publicului că e foarte important să știe pe mâinile cui se dă atunci când își modifică, îmi doresc să-și modifice trăsăturile, pentru că și un nas mai armonios și buze mai, poate, voluptoase sau mai mari sau mai mici sau uh, pomeți mai mari sau mai mici, totul trebuie făcut cu foarte multă știință. Atâta armoniilor și proporțiilor, cât și a științei propriu-zise de a face tratamentele respective. Eu să profit de faptul că aveți o experiență bogată în, în domeniu. Ceva mai devreme, înaintea interviului, îmi spuneați că 25 de ani veți împlini în curând. Da, nu eu, aș dori <laughs> să mai împlinesc eu, dar mă că bucur Spune că... că și dumneavoastră, pentru că până la urmă vârsta e doar o cifră și cred că frumusețea vine din interior. Da, este foarte adevărat, vine uh, sursa principală a frumuseții și tinereții, vine din interior. Da, sigur că și exteriorul contează în, în starea ta de bine și în încrederea pe care o ai în tine, și chiar asupra optimismului. Dacă vezi un chip reflectat în oglindă care îți place, parcă e mai ușor e să, mai să înfrunți încredere. timpul. Și, da, 25 de ani de proestetică, iată că împlinește un sfert de veac, este tânără și încercăm și noi, toată echipa proestetica să ne țin, să ținem pasul cu această vârstă. Eu vreau să vă întreb dacă piața din România, piața frumuseții, e un termen mult prea dur sau... Dar e adevărat. De... -a plăc... Dacă s-a modificat foarte mult. Ce se întâmpla în urmă cu 25 de ani în România? Probabil că sunt foarte mulți oameni care nici măcar nu se gândeau că există astfel de, de operații, deși ne uitam la televizor, vedeam în reviste cum starurile de la Hollywood și postrau Tinerețea mult timp uh, și acum se exagerează de multe ori cu astfel de operații. După 25 de ani, cum vi se pare? Când am început, când am început noi, o mână, de, o mână de chirurgi plasticieni și, mă, și eu am fost și eu una dintre pionierele în, această, în acest domeniu, um, ne-am bazat doar pe dorința româncelor. De a fi frumoase, pentru că există o, un, un simț al esteticului foarte bine dezvoltat la poporul român și printre uh, concetățenele și concetățenii noștri, deci nu ne-a fost greu, dar a trebuit să aducem metodele de chirurgie plastică estetică la zi, pentru că ele erau unele îmbătrânite, să spunem, sau care nu se bazau pe. pe... O să vă întrerup un pic și să uh, vă spun, uh, de fapt, că mi-a plăcut foarte mult când a spus că frumusețea, în primul rând, înseamnă armonie. Uh, și, tot așa, profitând de experiența dumneavoastră uh, în domeniu, v-aș întreba de câte ori vi s-a întâmplat ca să refuzați un pacient. Nu știu, că a venit o tânără domnul și v-a cerut să-i face, să faceți buzele exagerate de mari sau poate sânii. Nu foarte des, nu foarte des, uh, rare ori se întâmplă. Um, dar totuși au, au existat cazuri, câteva cazuri pe care um, a trebuit să le refuz pentru că erau um, dismor dismorfofobice. Ce înseamnă persoane care nu sunt mulțumite de înfățișarea lor în orice ipostază. Um, practic își găsesc își găsesc um, Complexe închipuite sau uh, uh, inestetisme închipuite. Și, uh, dându-ne seama de acest lucru, este mai degrabă că recomandăm un consult la psiholog sau la psihiatru. Deci, o asistență medicală de specialitate, pentru că um, pacienții candidați pentru chirurgie estetică trebuie să fie stabili psihoemoțional și să aibă, um, să realizeze și să înțeleagă așteptările. Așteptărilor trebuie să fie realiste Și să aibă o, un simț al realității și al înțelegerei Al toleranței bun Care a fost, nu știu, cea mai ciudată Surprinzătoare cerere Care a venit din partea unui Pacient um, Ați avut parte de așa ceva? Da, am avut cerere de transplant De păr pubian, de exemplu La o doamnă, la o doamnă Mai în vârstă și care nu, nu părea că este foarte era, că nu părea că este foarte foarte cochetă sau că um, era de, că ar fi fost dependentă de asemenea um, de asemenea proceduri um, dar explicația a fost una care cred că um, a fost una bizară, oricum, și cred că o să vă povestesc în, în, într-un. poate la o emisiune <laughs> nu de, de obicei noapte. De ce se întâmplă invers? <laughs> la o emisiune da. de noapte, dar. în fine, avea, avea de a face cu viața de dincolo, mai degrabă. Am și altă dată mi s-a cerut să implantez microfoane, un microfon în pielea de la ceafă. Se pare că persoana respectivă se ocupa cu servicii speciale sau era în cadrul unor servicii speciale. Deci au existat. Uh, Există Star Trek și în viața noastră de zi cu zi? Sigur că mai devreme sau mai târziu ni se vor implanta sub piele diverse dispozitive, da. când, uh, deși uh, telefoanele mobile sunt deja niște dispozitive Correct. care nu mai trebuie implantate sub piele pentru că ni se țin de mână în, în continuu și suntem bine urmăriți așa. Și i-ați trimis la psiholog pe acești pacienți? Direct? Um, Mm, nu. Pe fiecare unde am crezut eu că este cazul, doamnei respective am spus că nu s-ar justifica pentru că nu, nu se poate obține o bogățire în zona respectivă a părului așa de, așa de evidentă, deci că n-ar avea rost să se supună unor um, um, eforturi inutile și sigur sunt mai multe, multe cazuri, dar uneori regret că nu am refuzat anumiți pacienți. Deci au fost și cazuri pe care nu le-am refuzat, deși am simțit că trebuie să le refuz și aici intră cel mai mult uh, operațiile de rinoplastie. Deci la rinoplastie, rinoplastia e foarte grea, pacienții nu înțeleg că medicina și chirurgia nu este matematică, uh, în care unul și cu unul nu fac doi, uh, foarte rar fac doi, pot să facă doi și ceva, uh, unul și ceva, și atunci pacienții, deși afirmă că nu se așteaptă la o perfecțiune, totuși ei asta, așa își doresc și practic dacă ceva nu se suprapune fix peste așteptările lor, este sursă de nemulțumire. Domnul doctor, este doar impresia mea sau așa este în realitate sau cel puțin percepția tuturor? Parcă toate domnișoarele sau în general doamnele trecute de o anumită vârstă seamănă una cu cealaltă, același uh, celebru bot de rață, parcă pomeții sunt <gântări> foarte ridicați, asemănându-se cu un personaj din desene animate, e doar impresia mea, sau sunt, uh, practic, anumiți oameni care nu știu să se oprească atunci când ar trebui și tot timpul sunt nemulțumiți și tot timpul încearcă altceva și altceva, până ajung să se automutileze pe bani, practic Pacientul... îți plătești urățenia. Pacientul este o persoană influențabilă și depinde pe mână, foarte mult pe mâna cui în Aș putea să vă spun că România este un rai al depășirilor de competență și chiar al imposturii, și eu o spun cu toată responsabilitatea și în cunoștință de cauză, deoarece sunt și membru al Colegiului, Consiliului Colegiilor Medicilor București și în alte organisme. Uh, și uh, nu avem uh, autorități suficient de uh, ferme ca să pună ordine în cine face, și revin uh, iarăși la această medicină estetică, uh, cine face, de fapt, aceste tratamente. Pentru că uh, există atât de mulți oameni, inclusiv, de exemplu, stomatologi. Stomatologii nu au pregătirea necesară și nici competența să modifice trăsăturile. De aceea sunt oamenii egali în, să zic, urți, în urățirea lor, pentru că acești medici nu știu decât să ia o sau nemedici, Doamne, ferește și mai rău, uh, seringile și să injecteze, uitând că, de fapt, fața are niște proporții foarte riguroase. Și dacă faci aceleași tratamente la chipuri diferite, până la urmă le uniformizezi și nu mai arată bine. Chiar persoane foarte tinere care ar fi fost minunate, dacă sunt influențate de social media, de media asta social și online și um, își proiectează niște așteptări și au ghinionul să nimerească la persoane nepregătite, poate pentru că ar fi mai ieftin, poate pentru un chilipir și uh, îi se întâmplă deja să uh, nu mai poată să scape de aceste trăsături urățite. Acesta este adevărul. Uh, și bineînțeles că dacă nu ai conștiința Specialității tale, nici nu refuz pentru că încasezi un ban real, relativ ușor. Dar puțină lume știe că aceste tratamente cu acid hialuronic, care sunt de fapt implante medicale, deci sunt implante, nu sunt substanțe obișnuite, pot duce la orbire sau la necroză cutanată, sau la accidente vasculare. Sunt substanțe foarte periculoase, de fapt, și de drept. Mare atenție! Mare atenție. Este foarte important ceea ce ați spus acum dumneavoastră, nu de alta, dar trebuie să ne alegem cu grijă în cazul în care apelăm la astfel de proceduri specialistul care. Chirurgii ar trebui... plasticieni, Chirurgii ei trebuie plasticieni. să fie aleși. Primii. Până la urmă frumusețea Știți cum este câteva grame Nu știu exact, exact. care este proporția. Mililitri. Mililitri uh, de hial, acid hialuronic, fracțiuni de mililitru. Da. Până exact. la urmă, dacă acest lucru rezolvă complexul și starea de bine a unui om nu e nimic grav până la. nu, deci dacă, nu e nimic... dacă ai, de exemplu, buzele foarte subțiri, da să o luăm uh, foarte concret. Buzele foarte subțiri nu sunt uh, sunt un complex. Exact. Dar trebuie cu adevărat să fie subțiri. Sau dacă ai înbătrând. Nici buzele s-au subțiat. Într-adevăr, ai dreptul la o proporție mai bună, dar nu dacă ai buze foarte frumoase și ai 24 de ani și mergi la un medic și îi spui vreau și eu buze mari, și medicul respectiv nu spune nu și nu îi spune pacientei că este frumoasă și că nu trebuie să intervină pentru că dorește să încaseze niște bani. Și chiar m-am și mirat. Există, știați că există asemenea magazine și asemenea cabinete, și în mol, unde de fapt nu Serios? ar trebui să existe, pentru că ating frivolitatea la maximum. Da, există aceste lucruri și nenumărate locuri, mai mult sau mai puțin controlate, unde se fac de către tot felul de persoane, mai mult sau mai puțin îndrituite, aceste de fapt urâțiri, cum a spus dumneavoastră, modificări, deturnări ale frumuseței. Mulțumesc și cum... sănătății! Da, până la urmă este foarte bine că ați atras atenția în cazul în care doriți să apelați la astfel de uh, servicii mare atenție unde, unde mergeți. Aș vrea acum să vorbim un pic despre dumneavoastră, uh, singura femeie care faceți parte din Comisia de Specialitate Chirurgie Plastică. De fapt, cum ați ajuns să deveniți medic? Vă dorați de, de mică? A, a, la mine a fost o misiune. De, eu nu mi-am dorit aproape niciodată să fiu altceva decât medic. De când, de când mă știu eu, și pentru că tatăl meu era medic și aveam o mulțime de prieteni de familie, dar și pentru că eu am crescut, mare parte din copilăria mea, la bunici într-un sat de munte în Bucovina și întotdeauna mi-a plăcut să îngrijesc. Atunci îngrijeam cu bunica mea animăluțele, dar aveam și partea aceasta de medicină umană în vizor pentru că vedeam și la tatăl meu cum își îngrijește pacienții și și la medicul din sat care își avea la circa la dispensar o mulțime de pacienți și eram mereu pe acolo și astăzi deci, tradiția. <laughs> Oricum, exact. și dumneavoastră sunteți medic, soțul dumneavoastră v ați ales ca soț totul medic. Da, inevitabil așa a fost să fie și a fost bine că m-am îndrăgostit de un coleg student la medicină pentru că medicina este o profesie grea și cere foarte mult sacrificiu și dacă celălalt nu înțelege sau Pur și simplu nu se completează, e foarte greu. Chirurgia, mai ales, înseamnă gărzi, înseamnă mult lipsă de acasă, deci chiar trebuie să. Înțelege pe. Am aflat care... ceva din discuția cu dumneavoastră. În afară de sfaturile din materie de frumusețe, și o sugestie: dacă ai un partener din același domeniu, cred că lucrurile sunt mai simple și mai ușoare. Haideți să vă citesc câteva dintre mesajele pe care le-am primit pe Facebook. Calin Gheorghe Nechita ne scrie. O specialistă a frumuseții, dar este și un exponent al frumuseții feminine. Este unul dintre mesaje. Vă reamintim, pe doamna Dana Gianu o puteți urmări în direct și pe Facebook, dar și pe site-ul nostru www.romuniactualității.ru. .ro. Mihaela, vă salutăm alegerea cu privire la implantul de cipuri ferească Dumnezeu. Cu o telecomandă o să ne trimite la serviciu și din zilele libere. Um... Nu este un complex uh, pentru că se numește evoluție. Omul evoluează în continuare. Nu există un tipar standard, domn doamna doctor? A frumuseții? Vă întreabă, Laurențiu? Nu, nu există un tipar standard. Există doar proporții. Um, ar, fi, ar, fi, um, ar fi teribil de plictisitor să, să se mânăm toți între noi și probabil că probabil că într-o societate a viitorului, când vom probabil împărți lumea aceasta cu roboții, probabil că roboții vor semăna mult între ei, dar noi oamenii suntem frumoși pentru că suntem diversi. Și așa cum spunea Blaga, Frumusețea nu e frumoasă suficient până când nu este și puțin asimetrică. Deci, un puțină imperfecțiune ne face să fim veridici, ne face să fim să fim fiecare un, un univers aparte, fiecare să, să ne iubim pe, și pentru micile noastre defecte. De deci ce ele trebuie să existe? Și tot de la dumneavoastră mai știu ceva. Dar să proverb, nu prevaleze. Așa este, un proverb japonez a spus perfecțiunea înseamnă moarte. Exact. Până la urmă, trebuie să ne acceptăm. În cultura și de fără... japoneză, dacă ne aplecăm asupra ei, niciun obiect nu este perfect. Vom vedea că toate obiectele, mai ascuns sau mai vizibil, trebuie să aibă o, un, o mică imperfecțiune. Dorită, care a fost acolo făcută, realizată. Din cauza aceasta, pentru că perfecțiunea înseamnă moarte, nu trebuie ori, să fim perfecți, asta este clar. Ori noi nu vrem acest lucru. Sunteți... Vrem regenerare și tinerețe, dacă se poate. Uh, Perpetua. Până la bătrâneți, o tinerețe până la adânci bătrâneți. Da. Doamna doctor, sunteți o persoană credincioasă. Dumneavoastră ați simțit așa este. chiar pe pielea dumneavoastră efectul rugăciunii. Da, așa este. Și mereu să știți că uh, acest. Uh, um, încredințarea în. Uh, încredințarea sorții, sorții tale în mâinile Divinității este o mare ușurare, o mare. Despovărare, este o eliberare și este un, un punct de reper, un punct de sprijin. De aceea, în discuțiile cu prieteni apropiați sau chiar cu membrii familiei mele, îmi pare rău pentru cei care nu cred poate și din simplu motiv că această credință și această speranță, această nădejde, nu ți cere nimic, ci doar să, pur și simplu, să, să, să te lași purtat de, de aripile divine. Și uh, eu am avut uh, întotdeauna un ajutor în acest lucru. Vorbiți foarte frumos uh, despre, despre Dumnezeu. L-ați simțit deseori atunci când erați în operații? când Deși... sunt în operație mă gândesc la operație în, în, în afara intervențiilor acolo deci în timpul intervenției sunt pași pe care trebuie să-i urmezi sunt și întâmplări neprevăzute pe care trebuie să le stăpânești să le gestionezi dar nu, nu, atunci nu, mă pot, nu, nu pot medita în schimb meditez în afara intervențiilor cel mai adesea noaptea, sau când sunt într-un într colț de natură, unde nu mă, cum să, nu, nu mă, nu mă opresc din, din recunoștință că trăim pe această planetă minunată, de care trebuie să avem grijă. Doamna doctor, să vă ajute Dumnezeu să fiți sănătoasă și să vă. Faceți, să faceți tot ceea ce vă puneți în gând. Mulțumesc! Multe dorințe împlinite în noul an! Vă mulțumesc și că ați ajuns astăzi și, și, și la radio! Vă îmbrățișez! Numai bine! Numai bine! Oh sunt atât de vudat și de iritat. Am mare nevoie de ajutor. Încearcă Aquamed, spray nazal cu apă termală medicinală cu acțiune triplă împotriva răcelii și congestiei nazale. Aquamed hidratează mucoasa nazală uscată, facilitează